Este blocaj total în justiție. Președintele CSM, Ilia Savone, a anunțat că va sesiza CCR în conflictul cu ministrul justiției Ana Bircial, pe care o acuză, citez, de ingerințe în activitatea procurorilor și de suminare activității CSM. Declarațiile vin după ce ședința de plen la care ar fi trebuit să fie validată numirea Adinei Florea la secția specială a ieșuat încă o dată din lipsă de cvorum. Despre această situație incredibilă vine cu detalii din colega mea, Roxana Ciucă. Roxana, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, după cum prea bine vedeți și cu siguranță că recunoașteți locația, suntem la Ministerul Justiției. O așteptăm pe doamna ministru, vedem dacă vine astăzi la serviciu sau nu, pentru că știm că a fost plecată din țară la acea întrunire JAI și sperăm să primim câteva explicații de la Ana Bircial referitoare la această situație din justiție, pentru că dacă credeți o secundă că s-au calmat lucrurile, nu, nu e deloc așa, pentru că ieri într-o declarație de presă pe care ați auzit-o la noi la Antena 3, președintele Consiliului Superior al magistraturii Ilia Savone a spus foarte clar că declanșează un conflict de natură constituțională, un conflict juridic de natură constituțională și sesizează în speță Curtea Constituțională a României pentru a clarifica anumite aspecte referitoare la ministrul justiției, la Ana Bircial, pentru că spunea Ilia Savone aseară, vorbind de ingerințe grave în activitatea procurorilor, în speță la faza de urmărire penală, și Ana Bircial a subminat de altfel autoritatea CSM-ului. E nemulțumire mare și e o ceartă continuă între Ilia Savone și între Ana Bircial. Ana Bircial este supărată că nu este convocată, că nu este anunțată din timp cu privire la perioadele în care se desfășoară plenul Consiliului Superior al Magistraturii. Vedem așadar cum vor evolua lucrurile. Iar, doamnelor, domnilor, trebuia să fie plen la CSM, nu a fost plen pentru că nu a fost cvorum. Mai mult decât atât, spunea Ilia Savone că dorește să fie trași la răspundere, mai exact să-și piardă statutul de membru CSM, toți cei care, iată, lipsesc în mod nejustificat de la aceste ședințe. Foarte multe puncte importante erau ieri ordinea de zi la CSM, dar spuneam că nu a fost cvorum, drept pentru care ședința plenului CSM nu s-a desfășurat. Altfel se încerca pentru a șasea oară validarea numirii Adinei Florea la șefia secției pentru investigarea magistraților. Se discuta de altfel și de bugetul instanțelor pe anul 2020. Urmărind desfășurarea evenimentelor, rămâneți așadar alături de noi pe Antena 3 și sperăm să vină ministrul astăzi la serviciu și să facă și ceva declarații. Ilia Savone a făcut declarații incendiare după ce ședința de plen a Consiliului a fost amânată din cauza absențelor, inclusiv a ministrului Justiției Ana Bircial, dar și în urma unei adrese prin care ministrul îi reproșa președintelui CSM felul în care a convocat ședința. Am hotărât să declanșez un conflict juridic, având în vedere acțiunile ministrului Justiției Ana Bircial. În principal pentru două motive. Primul, o ingerință gravă în activitatea procurorilor, mă refer la activitatea de urmărire penală. Și al doilea, acțiuni de subminare a autorității Consiliului Superior al Magistraturii. Este al șasea oară când ședința de plen a CSM se amână din lipsă de cvorum. Cei trei procurori care au lipsit au invocat faptul că aveau stabilită încă de săptămâna trecută o întâlnire la parchetul general și că nu au fost anunțați din timp de ședința de plen a CSM. De ce lipsiți de la ședința plenului și nu asigurați cvorum? Este o întâlnire programată încă de joi. Se adâncește astfel scandalul dintre secția de procurori a CSM și susținătorii judecătorului Ilia Savone, actualul președinte. Mărul discordiei pare să fie validarea numirilor la conducerea parchetelor importante în urma concursurilor, inclusiv numirea Adinei Florea la șefia secției speciale de investigare a infracțiunilor în justiție. Mulți dintre procurori ar fi investigați de secția specială sub interimatul Adinei Florea, aceeași care a pus-o pe Laura Codruța Chioveși sub control judiciar. Membrii CSM care au fost prezenți la ședință, inclusiv Ilia Savone, au anunțat că vor cere modificări legislative care să prevadă reducerea cvorumului pentru plen, dar și eliminarea din Consiliu a celor care lipsesc nejustificat de la astfel de ședințe.